o înfrângere și o victorie la Bacău cu CSM. Care sunt primele concluzii după aceste două jocuri de verificare? Da, într-adevăr, am făcut două meciuri cu Bacău, o echipă de tradiție în Liga Zimbrilor. Sunt mulțumit de prestanța jucătorilor. Avem multe lucruri de îmbunătățit, dar din punct de vedere al determinării și a câteva situații de joc care au fost făcute așa cum le-am antrenat în Alexandria, m-a mulțumit în mare măsură. Sper ca până la începerea sezonului să putem să mai creștem în valoare și să jucăm un handbal frumos, chiar dacă suntem nou promovat. Echipa are destule noutăți față de sezonul trecut. Cum decurge, spunem, integrarea și omogenizarea echipei? Lucrăm la omogenizare, lucrăm la relații de joc, lucrăm la coeziunea grupului, relații de joc pe cupluri apropiate. Este mult de muncă, într-adevăr sunt mulți jucători veniți de la mai multe echipe. Trebuie să-i ansamblăm și la debutul campionatului să avem consistență în tot ceea ce facem.